Îți mai aduci aminte care a fost prima zi în care ai intrat într-o sală de tenis la Cernăuștea? Da, mi-aduc aminte. Cred că era între 5 și 6 ani când mergeam să-l vizitez pe fratele meu Adrian, care deja jucase de vreo 2 ani și mergeam să luăm de la sală. Într-o zi am luat paleta și am încercat să dau și eu singură și antrenorul a rămas uimit că eu dădeam singură, fără să-mi arate nimeni nimic, am dat pe masă. Și mi-a zis, măi, de mâine vin la antrenament. Și așa a început. Câte ani am trecut de atunci? Aoleu, în jur de 26, cam așa. Sunt foarte mulțumită cu ceea ce am realizat până acum, dar bineînțeles, mi-ar plăcea să aduc în palmare și medalia olimpică. Nu consider o foarte mare performanță doar de a ajunge acolo și a participa. Data trecută am fost foarte aproape de medalie și am suferit foarte mult toată echipa. De aceea, cred că în acești 4 ani am avut multe de învățat și avem mai multă experiență și credem că acel puțin care ne-a lipsit data trecută, să sperăm că de data asta ne ajută. Cum a venit ideea să concurați la campionatul european de la Budapesta? Practic sunteți singurul cuplu la dublu mix din istorie, soț și soție, care au concurat sau și câștigat medalia de aur. Da, a fost ideea lui. I-a venit așa dintr-o dată, spontan. Băi, ce-ar fi să încercăm? Și eu am zis, mă, ești nebun. Nu, sigur, nu va ieși nimic bine de aici. Și el a zis, băi, dar măcar hai să încercăm. Și pur și simplu am încercat, nici măcar nu ne-am antrenat, am apărut la campionat, am luat-o în serios. El m-a surprins total, pentru că a fost total diferit de ceea ce era în casă. Și eu îl consideram ca și un partener, îl consideram ca soțul. Și probabil că am reușit să facem acel mix între relație și sportiv. Și, deci am reușit să ducem foarte bine la capăt. Soțul tău a fost, când era mic, juca la aceeași academie cu Cristiano Ronaldo și au tenis împreună? Da, așa este. Ieri jucau la Sporting împreună, acolo tenis de masă, după care Cristiano s-a dus și a continuat drumul la fotbal și Joao a continuat la tenis de masă. Rodărița voastră știe despre ce fac părinții ei, cât de talentați sunt și ce performanțe au? Și... Ea știe ce facem, știe care ne este munca, nu cred că realizează la ce nivel și cam ce rezultate avem, dar ea săracă asociază sportul ăsta cu o muncă grea și cu plecările părinților de acasă și nu îi place foarte mult. Merge și la sala de tenis? Da, o duc în special duminica când nu este nimeni în sală, acum cu pandemia, o duc și joc cu ea. Îi place, se mai enervează ea că nu merge la fel de tare și de bine ca și la noi. Ar dori din start să dea și tare și să meargă pe masă, dar... Deocamdată e mai mult cu not, dansuri, să vedem mai târziu ce va fi. Cât de greu este să stai departe de ea? Aoleu, da. Aseară am sunat-o, am vorbit, a venit tata acasă și era puțin supărată că n-a venit și mama. I-am explicat că vor mai fi zile bune de muncă, după care sărăcuța a început să plângă. Și am zis, nu le mai numărăm, pentru că ea le numără, le are pe degete și le numără. Și am zis, de data asta nu le numărăm, pentru că nu ai atât de degete. Ai și un tatuaj special? Da. Da. Vreau să-l fac în urmă cu 2 ani de zile, doar că am avut un cantonament foarte ocupat atunci și cum am ținut foarte mult să-l fac de data asta, zic, merg și-l fac. Pentru că e bine să o am și de fiecare dată când servesc și așa să o am aici și să-mi dea motivație să trag mai tare de mine. Cât sport faci pe zi? În ultimii ani, după ce am născut-o pe cea mică, am început să elimin un antrenament, dar să fac mai mult fizic. Este când fac și 2 antrenamente, când am mai mult timp, când cea mică are program cu sportul și grădiniță ca să pot să am și eu timp să îmi fac antrenamentele sau depinde, când înainte de concurs sunt tot timpul mai multe antrenamente, dar în general fac în jur de 4 ore jumătate pe zi. Ai grijă și ce mănânci? Da, noi
De câțiva ani am eliminat carnea, suntem mai mult pe partea vegană, vegetariană. Și da, ne simțim ambii bine, nu, cea mică mănâncă încă carne și o lăsăm să mănânce tot normal, așa cum am crescut și noi. Dar noi am ales să fim așa și deocamdată ne simțim foarte bine. Ce limbi se vorbesc la voi în casă? Da, cea mică și eu vorbim românește. Lara cu tatăl vorbește portugheză, iar noi doi vorbim italiană. Câți ani de mai jucat tenis de masă? Da, m-am gândit. A fost și un moment la Olimpiada trecută în care am vrut să renunț din cauza fetiței, pentru că nu făceam față psihic și se întâmpla de multe ori să fie bolnavă sau să aibă temperatură sau se întâmple lucruri și mai grave și atunci, de multe ori nu făceam față și am vrut să renunț, dar am avut noroc cu soțul care mă împingea de la spate tot timpul și zicea, haide, haide că poți. Câte accidente ai? Le mai eu? Nu le-am numărat, nu le-am numărat și poate că e mai bine să nu le numărăm. Am 3 operații la genunchi, am un disc L4, L5 care este cu probleme și la umăr, nenumerate accidentări la umăr. Te vezi antrenând? Nu, răspunsul ăsta este total decis de foarte mult timp, nu, pentru că a fi antrenor înseamnă să faci același drum ca fiind jucător și să iau de la început, nu, n-aș mai face față și nu mi-aș mai lăsa familia atât de mult timp departe, nu.